Bună dimineața! Deci bună dimineața sau bună seara sau ce molos să le bată o fie acolo de zi, noapte, dimineață, ce vrea. Nu știu ce molos fac ăștia în față, dar mă rog. Astăzi, că m-am luat și căscat de nervi să mor în cancer. Astăzi mergem să-l găsim pe... Pă, Franco, să mor ce în faci, pușcărie. Dai drumul de aici, dă-te slobos, că nu te-a băgat nimeni în seamă. Dar trebuie să mă bagi în seamă, uite, mă bag în seamă. Singur. Iartă-mă pe mine că te-am supărat, pa. Să moară familia mea, eu dădeam rodul tot. Deci așa nu mai pot de nervi. Aoleu, plecăm slobos de aici, că nu mai pot cu ăștia. Da, mă, mergem să-l căutăm pe Franco, să moară în pușcărie. Mergem și arăt eu lui. Deci arăt eu lui ce pățește. Ia uite, ăla e mort acolo. Păi ce slobozul curvelu? Nu mai retardați să mor închis și în cancer de nu mai retardați. Mă, dar n-am pomenit pământul ăsta oameni mai retardați, mă. Și ca ăsta, și ca ăla de s-a omorât fimea din cauza lui. Nici o problemă, băiatul meu. Vin eu după tine să arză carnea ca țigara asta pe care aș vrea să o fumez acum. Dar nu vin eu după tine, mă. Doamne, păi tu crezi că degeaba mi se spune mie 666 lână, că? Hai de viața mea. Arză carnea pe mine, dar nu te prind eu. Măi, și n-am ciudă mare, păi mă, decât că n-a venit să-mi spună, vezi, bă, Leancu, că s-a omorât fita din cauza mea, dar n-a vrut să-mi spună, mă, să mor în spital, dacă a vrut să-mi spună. E secretos de la el. Deci e un secret mare băiatul ăsta, nu știu ce e cu el. Eu nu te prind, mă, băiatul meu, eu. Deslobozi e cotitura aia la dreapta. E, prinde baba Leanca. Hai mă, revenim când am ajuns la el. Am ajuns la vagabondul ăsta acasă să mor în cancer. Să vedem noi ce slobozi o să zică el. Aia, uite, are mașină ca a mea să mor în spital. E mașină ca a mea, mă? Cineva pe aici? Nu-i nimeni. Nu mai e mașină ca a mea. Ia stai, uite, arată altă roată. Bă, câte roți are ăsta, mă? Nu mai are nici roata asta. Altă roată, bam. Și ultima roată, ca să fie treabă. Bam! Dar parcă n-ar fi ajuns, mă. Deci chiar nu cred că e ajuns. Că el e prea așa. Pentru că te-a făcut. Cum molozii sparg geamul ăsta? Aha. E și vandaliză mașina, că să mor în spital. Și așa, ce mai face el cu ea? După ce termină cu el... Așa, oglinda, încă un geam, încă un geam, așa, ușor, așa, n-a să mor în cancer și par prinsul, mă, măcar să fie totul frumos, mă, uniform, așa. Băi, nu vreau să... Deci cred că îi fac prea mult bine dacă îi las mașina asta întreagă să mor în cancer. Hai, dă-i să moară, fata mea să moară. Și băiatul meu care nu există. Uite așa. Gata, mă, frumos să mor. Ah, mai am un geam aici, mă. Păi nu e, mă, păcat. Nu e păcat de el. Ăsta nu prea am țintă să-l nimeni. Să moară fata mea. Să moară fata mea. Nu am, mă, cum. Asta e. Ah, da, e. Ah, nu e spart, mă. Vedeam că e spart. Da, frumos, oricum, să-și ia lumânări de mașina asta. Ia uite și pe a mea acolo, frumoasă. Așa, să intrăm așa, cum știu doar eu, să intrăm la el în casă, să mor în sânge. Așa, mă, am ajuns la el aici. Și de acolo? Am ajuns la el. Mergem așa, ușor.
Au, ce faci, mă? Ce slobozul curvelul faci? Ce faci, bre? Bine, bre, pe acasă. A, ești liniștit, sunt bun în spital, a? Sunt... bad boy, bre. Ești bad, dai, treci acolo, treci mai spate, nu veni spre mine! Ce cauți aici? Nu veni spre mine! Băi, nu veni spre mine, lasă-mă dreacu' în pace! Bre... stai acolo, stai acolo, să mor în cancer, stai acolo! Gata, bre, gata. Deci nu veni spre mine, că și așa ești. Puh, ce miroșea băutură. Ce-ai făcut, mai băut? Da, bre, am băut de supărare, bre. Păi de ce ești supărat? Că ai gropat-o pe tața și l-ai chemat și pe mine, bre. Mă, să mor în cancer, dar nu știi vin. De ce am venit? De ce? Să te calc în picioare, mă, să te bat, să te omor. Aoleu! Mă, deci din cauza ta s-a omorât femeia, nu puteai să-i spui, mă, că te fuzi cu ea și în continuare? Bre, dar nu din cauza mea, bre, s-a omorât, era nebună, bre. Păi dacă era nebună, de ce ai luat-o, mă? Din cauza mea, dar... mă, de ce ai luat-o, te întreb? Mamă, deci nu pot, ce-i treabă că ai băut, mă, pișat? Că mi-a luat băutură de-aia urâtă. Bere, bre. A, te moară familia mea, bere, bei, sărac? Ești amără, te cunoaște. Păi dacă aia îmi place bere cu mici. Ai băut bere cu mici? Da. Aoleu, ai răgăita pură să mor în cancer. Ce cauți bine acolo, băi? Lasă că miroase mai bine a căcat aici decât a ce-ai răgăit tu, să mor în cancer. Bă. Da, bre. Hai. Ia-ți-o ușurel așa. Gata, lasă pistolul ăla, că gata, m-am obișnuit cu el și cu tine. Adevărat? Da, bre, lasă. Hai să-ți arăt bine. Cum rezolvăm noi ăștia din familia noastră lucruri. Hai, vino cu acest, să-ți dau ce o pahar de whisky. A, adevărat, hai, dă-mi. Ia de aici. A, de whisky de ăsta de care ai băut tu? Nu, bre, că bea bere. A, dar nu, mă, că eu sunt cu mașina, mă. Pe și ce are, bre, vrei să o duc eu? Dar unde mă duci, bre, cum adică, unde mă duci? O să-ți arăt cum rezolvăm noi ăștia din familia lui Liza. Cum rezolvăm noi treburile, băiatul meu, că așa se face la noi. Ce dracu? Mă, dar stai dracu într-un loc, că trag în tine să mor în cancer, nu trag direct. Nu pot, bre, că să vâte casă cu mine. Păi învârte-te un pic mai acolo măcar, că mi-a luat și foarte bere așa. Hai. Au. Să nu fugi, bă! Nu fug, bre, că... am unde. Mă, dar văd că de pistol nu prea ți-e frică, mă, poate... ba da, bre, ba poate da, poate dă un cuțit? Aolo! Dă un cuțit, mă, bre, stai, bre, gata, bre, gata. Sigur? Da. Deci ce vii spre mine? A, vrei să te bagi în cuțit, să mor în cancer? Hai, du-te acolo, lângă televizor, la mare. Iarăși aici? Tot acolo, nu te-ai obișnuit? Mă, dar n-am mai știut praful de mult. Deci pentru ce ai făcut tu? Stai așa, că iau altă armă, să mor în cancer, iau-te. Gata, bre, stai, gata. Arma 3. Aolu. Deci pentru ce ai făcut tu pentru fata mea, eu îți promit că... te fac să nu mai calci în orașul meu niciodată. O să te fac de rușine în tot orașul, mă, băiatule. Ce bărbat ești tu care ai chilos cu inimioare? Păi ia mie, a cumpărat, bre, da, să-i pot. Fătălăule! Deci, tu ești bărbat? Tu ești, da, mafiot, bre, mă? Nu sunt, bre, mafiot. Băi, ai văzut tu vreun mafiot să poarte chilos de ăștia cu inimioare? N-auzi, bre, că a fost a ei. Bă, mafioți adevărați. Nu poartă chiloți. Asta înseamnă, bă, să fii mafiot. Să nu porți chiloți și mai ales nu cu inimioare. Păi ți-a cumpărat femeia chiloței? Păi ce bărbat ești, mă? Nu, bre, ea și-a cumpărat ei și am luat-o pe mine. Bă! Spune, bre. Tu ești fătălău, bă, tu nu ești mafiot. Ai înțeles? Da, bre, da, și hai, hai spre mașină, la mine să arăt eu ce înseamnă un bărbat adevărat. Hai așa, că scop pistolul, că tu văd că nu prea ești în apele tale. Da, să bre pistolul la jos, că... deci uite ce mers de fătălău ai. Tu sigur bei cocktail, să mor în cancer, tu... ba da, bei bere cu, cu lămâie bei. Ia zi, mă. Bă, stai pe loc! Să mor în cancer, dar nu te prind eu pe tine. Ajutor! Mă, nu te prind eu, fute mai și pe norocul. Dai, ai, dai, bă, loc. Da, bre. Mă, ți-a zis, mă, că te prind. Gata, bre, gata, gata, gata. Fătălăule, strigi după ajutor, ha? Hai să arăt... să arăt mașina ta, mă, vin încoa. Asta e a ta? Aoleu, dar ce-ai făcut, bre?
A, nimic, băiatul meu, ce dracu, dar nu cred că am făcut ceva Mamă. cu ea. Hai, urcă în asta, la altă, frumos. Vrei, ai mașină ca a mea? Am avut, acum taie jegoasă și vai morți ei. Băi, urcă-ne într-o mână, auzi? Gata, bre. Să spui și lovos centura. Salmează-te. Deci să spui centura că Mi-am oricum pus tu ești fătălău. greșită. Păi normal că ți-ai pus că ești fătălău, că dacă erai bărbat nu Nu mai spuneai merge centura. așa tare că o să vomit aici mașina. Da, lasă băiatul meu că nu e niciun fel de problemă. Fătălăule. Ai arătat lui fimea cum să se omoare. Dar i-am zis eu, bre, ea a zis că dacă nu mai stau cu ea se omoară. Și tu ce ai? Hai, fă că nu mai stau, omoară, te însânge, te bată, a? N-am crezut, bre, că face chiar așa. Dar pe mine mă crezi când îți spun acum că te omor? Da, bre, te cred. Păi și pe fimea de ce n-ai crezut-o, mă? Păi, credeam că, nu știu, bre, nu știu. Nu știu de asta. Ai crezut prost, băiatul meu, să mor în cancer de nu, îți arăt eu ție. Bre, dar tu chiar crezi că mie nu-mi pare rău de ea? Mă, dacă îți părea rău, te aruncai și după macaraua aia. Păi de ce vreau să mă arunc și eu? Dacă... Păi îți pare rău sau nu? Da, îmi pare rău, păi normal. Atunci trebuie să te arunci după macara, băiatul meu. Aoleu, nu, bre! Să mor în cancer, nu bă, trebuie să te arunci un pic o așa să mai după... pe conștiință, bre! Și tu noi, noi, o mă, să pe te ea? Bântui. O să mă fac strigoi și te bântui noaptea, să mor eu după ora 12 fix până la ora 3 dimineața. Aoleu, băiatul meu, la cât usturoi mănânc eu, mori înaintea mea. Se simte, bre. Păi asta zic. Îți arăt, ție băiatul meu. Nu îți face tu probleme. Dar să prind ce camere aici. Dă-le în sânge de camere. Că oricum n-am număr pe față. N-am număr pe față ca să nu mă prindă poliția asta. Că ei stă în fața mea și vor să vadă ei așa ce viteză prind eu. Dar mai încep, bre, mai încet. Ți-am zis, bie, că rău. Nu mă interesează pe mine, băiatul meu. Iau, te fac și de-astea de aici, așa. Aolo, dă-te slobos jos din mașină și vomit afară. Vai de aici. Pula mea. Păi, ce ură miroase în mașină acum. Deci să mor în cancer, dar nu miroase așa urât în mașină acum, după ce că mirosea asta băutura mașină. Mă, ce slobozul curvelor faci, mă? Poliția! Bre, m-a pus aici, aolo. Poliția, mâinile sus! M-am dat din drum să nu mă calce mașina. A, eu proastă, iartă-mă pe mine. Mă, tu credeai că scap de mine? Nu mai facem nicio oprire nu să mor mai în cancer. Dar acum încolo când vomiți trebuie să înghiți. Și dacă mi se face rău și vomit mai rău? Vomit în tine acolo. Da, așa că te duc eu undeva să vezi ce te fac băieții ăștia să vomit, să mor în spital, de nu. Bre, adevărul după ce a murit tanța mea. Am ajuns rău, bre, rău. Da, mă, îți arăt eu ție ce pot... Îți arăt eu ție ce pot să mor în cancer, de nu. Da, gata, bre, cu amenințările. Treaba ta, băiatul meu, o să vezi. Bă, baba Leanca niciodată nu glumește, mă. Deci niciodată e puțin spus. Auzi, bre, dar tanța asta era așa dracu, seamănă cu tine. Dar cu cine crezi că seamănă, băiatul meu? Și cu... numărul la mașină, la I666, numărul dracului. Adevărat, nu vezi că a mai rămas doar jumătate de număr, dar lasă. Dar dracu, ce sunt? Aha, mai ții minte macaraua asta de aici, mă? Aoleu, iar m-ai adus, bre, aici în loc. Coșmarul, bre, noaptea când țipă după mine și se aruncă, face... Păi ai coșmarul, băiatul meu, dar văd că nu le-ai avut destul. Niciun fel de problemă. Ne oprim la roșu, ca să nu ne oprească poliția. Că dacă ne oprește poliția și te vede pe tine aici în chiloți... Dacă vă poliția o să ții, bre, spun că m-ai luat dacă... prostatic. Deci dacă țip, ți-am băgat direct cuțit în coie. Aolo. Să mor în spital, dar în direct asta o să fac. Treaba ta, băiatul meu, te-ai pus cu cine nu trebuia să mor în spital. M-am plictit să stau la roșu, să mor... A, gata, oricum plecam, nu mai stăteam. De când s-a dus la tanța, viața mea nu mai are rost, bre. Da, ți s-a dus viața la urină, a? Mai are rost, bre.
Lasă, băiatul meu, că să fac eu rost în viață. Ia, treci pe ăsta aici. Nu, bre, și-a lăsat mașina acolo. Să-ți fut morți în gât că ți-ai lăsat mașina aici, luar ai focul, mă, ta să iei. Aha, iau-te, polițe, dacă țip, te-am crăpat, să mor în cancer, nu te-am crăpat. Stai, bre, că am strădutat. Deci fii atent, că ne-a luat poliția. Deci fii atent, că ne-a luat poliția, ești nebun? Pe aici, dreapta și pe stângă. Deci ne-a luat poliția, lasă-mă, mă, cu dreapta ta. Dă-i blană, bre, până... Deci să mor în cancer! Deci dacă nu scăpăm de poliția asta, să mor în pușcărie, dar nu, o să o primești grav, băiatul meu. Hai de bre la tine acasă. Nu merg mă la mine acasă, că ăștia știu unde stau eu. Hai de bre, lasă-mă aici pe mine, mă. Lasă-mă, mă, în pace, n-auzi? Dar la garaj aici trebuia, bre. Măi, lasă-mă unde știu eu, da? Bine, bre, bine. Aoleu. Bre, ea nu era după tine. Ba da. După mine era, dar n-ai... Tu erai să nu vină alții. Era după mine, mă, dar n-ai știut ei. Bre, măcar du-te și schimbă culoarea asta la mașină. Nu, e băiatul meu. Mergem așa, direct. Doar că ocolim un pic. Aoleu, nu lua bre pe aici, trăiți. Aoleu, nu mă uit, am închis ochii. A, ți-a fost frică să vezi aia? Da, bre. Camara aia mă bântuie. Da, te bântuie, băiatul meu. Dacă mai țipi o dată la poliție, rămâi iar fără, rămâi fără un coi. Dar n-am țipat, bre, am strănutat. Nu contează, băiatul meu. Uite și acum vine. Eee, ce? Mă, răfata mea de nu... Ești de belea, bă, băiatule. Păi, m-ai luat în pielea goală, mi s-a plupt frică. Ești de belea rău de tot. Dă-mi aici frumos la semafor, ca să nu mai aibă nimeni motiv să se mai ia după noi. Aolo, se aude poliția să mor în cancer. Știu că e... Mai bine îi dai blană. Mă, nu trec pe roșu, lasă ca să... Că dacă trec pe roșu, par dubioasă. Nu par bine dubioasă. Ba da, băiatul meu. Aolo... Iară trec pe lângă noi să mor în cancer. Gata, hai că oricum am ajuns, băiatul meu, nu-ți faci tu griji. Unde am ajuns, bre? Aici trebuia noi să ajungem. Deci noi aici trebuia să ajungem de la început. Stai pe loc, să nu pui, să mor în cancer. Stai pe loc! Ajutor! Bandare 2! Băiatul, ajută-mă, băieți, ajutați-mă! Cine e ăsta, mă? Mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. Bă, ce ăsta, mă? Vrea baba asta să mă omoare. Hai, hai, hai în casă, hai în casă, că ne ia poliția, hai. Pune-i, pune-i sfoara, pune-i sfoara, ai sfoara la tine. Fără sfoară, hai mai repede. Aolea, mișcă-ți curul negru. Hai, mă, mișcă-te, dai, cu mine, hai. Bă, încolo. Pe aici, țigane, hai. Ce se întâmplă, Leancu? Vreți să vă zic, mă, dar nu dați în el înainte de toate, că o să-i facem altceva. Știți cine e ăsta? Cine e ăsta? Voi ați auzit de unul pe care îl cheamă Franco? Ăla care a omorât-o pe Tanța? Aha. Dar n-am omorât eu, bă, pe Tanța. Au, au, lău. La, l-ai bucit de toți. Vino cu amă, vino cu amă, vino cu amă, hai. Am așa pe fața ta. Hai, mergi, mergi, mergi. Lasă-mă, hai, intră în casă acum. Hai, hai, pronto. Hai. Andale, hai, andale, hai. Aici, aici. Aici, aici. Aici, aici. Băi, oprește televizorul, oprește televizorul. Bandana. Pe cine faci, mă, tu, pulărăi? Bă, băi, pulărăilor, sunteți pulărăii ei? Bandana, mâncați, ce faci? Sărumeană. Vorbește frumos. Măi, bine, tu ce faci? Eu nu așa muie. Gata, bă, ce te uflești. Vreau să-ți prezint pe cineva. Băi, eu sunt șeful tău, ai înțeles? Pe mine vrei să mă prezinti, bre? Pe tine vreau să te prezint, băiatul meu! Salut! Știi cine e Bandana? Cine? Nu știu, bre, cine e Bandana, pulărău tot ce e poate să fie. Nu, Bandana, el e Franco. Încântat de încunoștință. E Franco ăla care a fost cu mătușita. De din cauza lui... Franco, bre? A, exact, exact. Mamă, seama. Cine e, bre, Bandana? Am intrat peste el în casă, băi, e nepotul meu. Aoleu. Am intrat peste el în casă și l-am luat așa, din casă. Că n-am mai restat să mor în cancer. N-am mai putut. Vă, bre, că l-a luat direct așa. Bre, înseamnă că e văr cu mine? E văr cu Tanța? Auzi, Bandana, ești văr cu el? Salut, bre. Ce văr să fiu? Așa? Păi stai, tu ai corect-o pe tușa, nu? Care tușa ta, bă? Mă,
distanța era mătușisă. Aha, deci ești de potubiu, salut de pat. A avut spandana, ce tăia la mișto să mor în cancer. Pe cum, bre, dacă tata e nevastă mea, el nu e... E nevastă sa, mă, dar e moartă. A fost, bre. Calmă, calmă-te, calmă-te, bandana, calmă-te. Aude, dar ăsta aia droage de la bre de face așa? Mă, nu râde de el să mor în cancer. Nu râd, bre, nu râd, dar mi-e frică de el, să moară copiii mei, nu mi-e frică de el, eu dau, bre. Doar de el? Deci doar de el ți-e frică de... Nu, bre, de toți mi-e frică, gata, gata. Mă, dar aveți membru nou sau ce slobos? Cine? Nu știu, mă, nu, pe fata asta nu cunosc, să moară cancer. Eu sunt eu, tantică. Ah, tu ești, și tu ești de mult și eu sunt tot la fel de mult, să moară cancer, 82 de ani. Aoleu, cream că e băiat cu părul lung. Dar nu la fel de mult ca bă, tine, vezi, mă, altcumva de mult. Păi, vezi că ține alunteți cu fața. Măi, eu zic să-l facem de răs. Din cauza lui s-a dus tușa, nu? Din cauza lui s-a aruncat după toată măcarea aia. Camara, bre. Camara, macara, camara. Wow! Wow, să mor în cancer. Păi ce vrei, eu îmi trebuie de-o calma. El hefe. Leagă-l mă pe ăsta. Deci, crede-mă. Deci ce trebuie să întâmple, ce facem? Nu, eu dau. Mă, deci, nu e unchi tu. Aici, ai încredere în mine că nu e unchi tu. Ai... Da, nu e. Și-a bătut joc. Aolo! Aolo, bre, ăsta dă bine. Ăsta și dă. Vrei tu băi adu-l ăștia să băia la mișto să mă bată? Da, crezi că te-am adus ca să-ți dea de mâncare? Bre, eu cred că mă prezint familie, ca așa ai zis. Păi te prezint, linge mai împiză, te prezint, dar nu așa cum ai vrea tu. Așa e botezul la noi. Adevărat, ia uite! Au! Așa că îți place. Așa că trebuie să te dă capace. Poate dorim poza acum, mai că te spar. Adevărat, vezi că în spate sunt eu cu bulelăsul. Cu abuelo. Cu abuelo. Acolo ești tu. Uite, acolo sunt eu. Bre, tanța nu m-a prezentat niciodată familia ei, bre. Nu? Aolo. Păi atunci știți cum facem, băieți? Zi-mă mai. Faceți-mă voi așa o prezentare de aia, cum știți voi. Aveți băta, colegii. Si, eu am băta. Nu băta. Păi, ce zici? Eu zic așa, stați un pic. Eu sunt bre, tanțu. Lencu. Hefe, tu parcă te pricepi și cu puțină resuscitare, nu? Uite ce face bă, tata, Anțu. Da, da. A, deci dacă te pricep cu resuscitarea, poți să-i dați până leșină. Bun. Aoleu. Lăsați frățelul să facă gamba. Haide, hai, vino mai încoace să zic ceva. Hai, mă, du-te lângă ei să-ți arate. Îți arăt poze cu tanța aici. Bă. Mie nu mi-l arăta, bă. Lasă-mă că lui arată niște poze mai speciale. Acolo? Iar arată lui niște poze mai speciale. Ia mă poze. Au. Asta zicem. Ia mă poze. Ia mă încătăr. Puteți să intrați și voi dacă vreți acolo să arătați pozele. Dă și mie. Stai. Nu te faci și tu, și arată și tu poze. Dă și mie buta să-i dau și tu. Bă, dar l-ai leșinat deja, mă. Ia mă. Da, să zice că nu-i leșinat. Nu-i leșinat. Mai de acolo. Ia. Mă. E frumos, mă, așa că suntem toți în familie. Dar ăla, ca între prieteni. Ia, mă duc până la bucătărie să văd dacă ați mai băgat zahăr. Dă-i acolo, sparge-l. Doriți o bere, ceva? A, nu, băiatul, nu. Da, tu și-a mă băgăm. Nu, bă. Pentru tu și-a asta. Dă-i pe șamaș pe norocul lui. Am băgat eu să mă pe tușa. Și era și cu femeia și-a bună, mă, ratatule. Plânge, mă, nu mai fii fătălă. Da, e pervers. Ce-ai făcut, bulelă? Tu scopi din tot. Este pe Cristi. Da, e pisă te pe. Nu mai plânge, mă. Ia-mă. Ești în regulă, băiatul meu. Ia-mă. Bre, deci tu și aia tanța din gauza roză a murit? Păi de-aia vi l-am adus mai aici, mă. Bă, aduceți niște apă să-i dau peste față să se scoale. El viu nu mai pleacă pe aici. Cu cine mai merge la cumpăr? Eu ziceam să-l facem și de râs un pic. Să-l lăsăm așa în kilos prin oraș, să ne bat chef de el. Eu tai și eu dau să o mănânci. Da, poți să eu tai, nu e problemă. Aduce-mi niște apă că moare aici. Care vrea apă? Că am eu apă la mine. A, dă-mi apă, niște apă. Da, da, sigur. Îmi dau cu apă peste față să mă mănânc. Prietena mea. Hai că am ieșit ca proastă afară.
Stai așa, că mi-e și ca proastă afară eu. Așa, să-ți dau apă. Dar nu apă de băut, bre, ceva să-i dau peste față să mă eu. Păi nu vrei apă de băut? Nu, nu, aduceți-mă din cran acolo. A, aici bravo, mă, adu, mă, adu ceva să-i dea peste față, pulă-o ceva. Adu-mi vas, repede că moare ăsta aici. Aoleu, repede, repede. Așa, fă, du-te cu paharul ăla. Și vezi că ai și cum mă pe picior, să moră cancer. Uite ce apă. Ah, ce bună e apă asta. Da, v-a plăcut apa, mă? Oare aș putea să intru sau e prea rău? Da, cred că putut-o intra. N-ar fi o problemă. Nu, că poate mi se face rău. Aia da, nu vreau să te vedești pe tine jos. Unde e mă baia? Ah, aici nu e baia aici. Aici, aici. Eu am decorat de roz. Adevărat? Adevărat. Băi, trezirea! Oh, frumos, să mor în cancer. S-a trezit, s-a trezit. S-a trezit? Ce, e băiat sau fată? E... E mascul. A, e, a, credeam că a născut careva, mă. Unde e? Uite-l, bă. A, uite, să nu-l vedea. Ce faci, mă, te-ai trezit? Da, să mă bre, că m-ați bătut și m-ați aruncat acolo în spatele casei. Pierd goală, râdă vecinii și de mine, bă. Da, mă, da, a intrat în familie acum. Te-am binecuvântat. Sunt bărbat. Bandana. Da, bre. Vrei pus să... Brudere, că mai... Da, te cred. Nu vrei să mergem noi așa prin oraș cu băiatul ăsta? Bre, eu îl dezbrac. Deci îmi iau mașina, îl dezbrac și îl bagă mașina. Da, da, sigur, așa facem. Pe cum vrei, a zis în oraș, cred că mergem să mâncăm ceva, nu să... Mâncăm, că te-ai cancerul să te mănânci. Exact. Mersi la fel. Tot mâncare. Scoate cuțitul, hai să-i tăiem. Hai să-i tăiem ceva frumos. Mă, dacă vrei să-i tăiați ceva, eu ies afară un pic. Nu, bre. Ca să nu văd eu. Cuțitul, scoate. Și distracție plăcută. Bre, ai, bre, milă de mine, bre. Am, mamă, dar ce milă mie de tine să mor în cancer. Mi se rupe de tine. Îi tai eu coiul, nu-i problema. A, ia chiar, lăsați-o pe fata să-i tai coiul. Ia. Hai de fapt. Ai cuțit sau ce-mi dau bagă? Au! Coi. Mamă, ce de asta? Da, au, păi dă-i că le are. Dă-i la coi cu cuțitul. Da, la coi, ia să. Asta și pune mâna direct. Nu la coi, că nu e joi. E miercuri. Da, mâine se de la coi. Zi, bre, mă, mai facem. Facem al, păi că îl bagi tu mașină sau îl bag eu, nu-i problemă. Mamă, cât țin. Mă, am mașina parcată aici peste drum. Ia tăiat coiul, ia tăiat coiul. Bre, ia tăiat cuiu! Hai să văd și-o că ia tăiat cuiu! Nu veni, bre, să mă vezi rău voi! Bravo! Eu mă duc să-ți cu mașina și... Da, băiatul meu! Dar lăsați-mă mai bine cu boxerii în păr, că... Acum ar vede lumea tăiat așa... Îl legați și îl pune o mașină... Haideți, băieți! Bandana se poate... Da! Îl arunc, mă, că pute! Hai! Dă-i la mine, că eu dau așa cu bota de baseball! Hai, o iei blancă, prinde! 3, 2, 1... Wow! L-am scăpat, să mă răcăci! Frumos! Așa, să... Deci o să-l scoatem afară și mergem să ne plimbăm cu el, să râdem de el, da? Bre, dar ăsta face în parte. Chiar așa, bre. N-are nimic. Hai mă, afară. Eu mă duc până la baie. Găți-l mă dacă nu vrea. Da. Gata. Că intru până la baie și o să nu intrați după mine. Nu intrăm. Am dus mașina aici în față. Gata, mă, mai. Da, gata. Hai, vreau, bă. Așa, ce aer frumos e afară. Băi, am înghețat de frig, mi-a înghețat coiul ăla. Eu s-a rupt și asta aici, băgăm aici. Mai, ce s-a rupt, Mandel? Aolo, m-a căzut burlanul. Burlan. Bă, dar cu coiul ăla unde a rămas? A, l-am dat eu cu buta de baseball. A rămas în casă? Ce-ai făcut, bre, cu coiul meu la baie? L-am aruncat în veciu. Aolo, coiul meu.
Îl băgăm aici în spate tanțul. Da, 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 îl băgăm. Tanțul și da, eu. Da, da, te păi pentru sufletul ei. Să fie de sufletul lui Tușa. Să fie. Hai, bă, urcă și băgați-l pe el în spate. Da, da, băiatul meu. Așa. Să-l băgați acolo și pe el. Îl băgăm. Hai, bă, țărane. Nu mai poți să ridici picioare, cred. Da, adevărat, nu știu. Bă, e mișc. Da, hai, bă, țigane, mișcă. Dar ce mi-ai dat o bucată aici? Când dragul mai vreau, bă, să dacă mai bat doar. Urcă aici, că nu te ating de coiul ăla. Păi n-ai cum să-l atingi, băiatul meu, că e în casă coiul lui. Păi mai are un coi, mă. A, mai are unul. Fă, de ce l-ai lăsat pe ălălalt? Ce mai faci cu lasă, păi lasă măcar unul să aibă. Adevărat, să-și aduc aminte cum era. Hai să mergem. Ia zi, bre, stânga, dreapta, mijloc. O, băiatul meu, du-ne undeva mai populat ca să ne batem joc de el. Hai, stai. Bre, tu vezi să-l bagi de mine, bre. A, eu să-mi bagi joc de tine, băiatul meu, niciodată. Poate te vede fita tata și te bântuie. Eu sper să te bântuie pe tine. Bă, țigane, bă, adică și noi suntem țigane, dar tu ne-ai cam depășit așa. Adevărat. Ce-ai avut, bă, cu Tușa? Dar ce-a avut ea, bă, cu mine de s-a omorât, bă, că m-a distrus. Nu doar pe voi, și pe mine. Păi mă, dar ea nu ți-a zis ție că se omoară? Și de unde să știu, bre, că vorbește serios? Bă, trebuie să te gândești. Tu când zici să moară copiii mei, chiar zici ca să nu moară să... Nu dați banii pe prostii. Faceți poză cu țiganul. Adevărat, adevărat. Hai, cât e poza? 10 lei. 5 lei, 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 să faci poză cu maimuța, mâncă-i mă puța. Haide, haide. Hai, mă, hai să faci. Fă direct de aici așa, uite ea. Hai, uite aici. Dă-te jos, țigane, să iasă frumoasă poza. Imediat stai așa. Hai, deci să nu sunați la... Mai greu. Să nu sunați la poliție, da? Nu, doamne, ferește. Nu, e poza. Specimene de la rame. Ajută, bă, să mă dau și eu jos de aici. Ia uși cum mă batează, te rog. Mama mea, te rog eu, băiatu, spune. Tu te știi pe partea aia altă, te rog eu mult. Bine. Mersi mult, te pup la coie. Hai la poze aici, hai la poze aici. Cu aparatul. Dați-vă, bă, să mă dau jos de aici. Dați-l, mă, și pe ăsta jos. Nu, mă, că mușcă, bre. A, adevărat, urcă-te tu în mașină, mă. Păi exact, mă, mușcă. Urcă-te în mașină. Nu te mușcă, mă, că îi dau briceac. Nu dați banii pe prostii, faceți poză la copii. Haide. Hai, urcă acolo. Așa, și uite, sunt și aici în spate. Așa. Breze. Hai băieți la poze cu maimuța, 5 lei poza. 5 lei poza. 5 lei poza cu maimuța. Haideți aici, haideți aici. Două poze ți-am făcut, 10 lei. Da, și dă-te în slobo să te bată că-ți dau briceag. Hai la poze, hai la poze, 5 lei poza. Cui dau banii, cui dau banii. 5 lei poza, hai la poze, hai la poze. Păi bine, bine dai, nu? 5 lei la poză cu maimuță neagră. Ce-o dau, așteaptă puțin, că ajungem acasă. Care vrea să facă o poză cu el, să urci în mașină. Urcați acolo în mașină, pozei moca. Hai. Cu cea mai maimuță dintre țigani? Stai, stai. Stai, stai. Aici în spate. În spate, acolo în spate cu maimuța. Da, da, da. Mă, dacă vine poze. Dacă vine poze, am discut eu. Zâmbește. Nu e că și el e de acord, nu? Păi e de acord, băi. Păi azi. Franco. Zi, bre. Dacă vine poliția, zici că ești de acord, da? Franco. Da, bre, dacă da, nu ești de acord, îți dau mare briceac. Da, bre, da. La alea, că fac. La tanto. Hai la poze, hai la poze. A venit cu cir, cu ce e asta, bre, aici, ați bat joc de mine. Hai, hai să mergem, bre. Cu maimuța, dai 5 lei, ți arată puța. Haide. Mai are, băi, să știți că mai are doar un coi, în caz că vă interesează. Hai, bre, nu m-am făcut de râs. Vând coi. Cât e, cât e? Mă duc să-l aduc din casă? Deci dacă vreți să faci... Deci cigan, coiul costă 7 lei. Pur? L-a pus bine, bă, fata. Mult, mult. Bă, 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 vedeți să nu vă omoară ăsta. Aolo, aolo. Hai să mergem, tanțul. Hai, hai. Tanțul, hai că mai mergem. Leancu, leancu. Tanța, să fie de sufletul tău. Hai să mergem, deci să nu chemi poliția. Bântuie, bântuie, Iva. Taci, mă, din gură. Poate ne bântui și tu, ia să vezi. Ca faci cu Oliva acum. Că pe ei n-am apucat. N-ai ba, ce rău ești tu. Bre, da, seara, bre, știi că mă iubește și că ține la mine, nu mai chema și pe mine la ea, bre. Păi băiatul meu, dacă te chemam, tu știi ce pățeai acolo? Ajungeai tu în locul ei, să mor în spital. Păi mai bine așa, bre, decât ce-mi faci tu acum. De ce, mă, că măcar așa trăiești? Să mor în spital.
Să mor în spital, dar nu, practic ne-am luat-o toți. Nu, da, mai plânge băiatul meu. Dar mi-e dor de tușă. Da, și mie. N-am apucat să o cunosc, dar mi-e dor de ea. Nu, n-ai pierdut nimic. Mi se face dor de ea. Salța. Uite în sânge. Sușită, bă, ce-i în sufletul meu. Da, nu, adevărat, dar știm ce e în pantalonii tăi. Un coi să mor în sânge. Nu poți să-ți brânt, băi. Un singur coi. Auzi, brei, băgăm acolo. Îți facem brilog de la. Adevărat, mă, auzi, Franco? Zi, brei. Mai e nevoie de coiul ălalt? Da, bre, da. Pe ce faci, mă, cu el? Îl mai mângâi așa, să nu se simtă singur. Vreau să-mi fac și-o de-alea la oglindă, mă. Păi spune lui fata cu coiul să spună la chei 1. Păi nu, că o să-l țin iau și pe ălalt, îi zic tot ei să-l țin. Da. Adevărat, să mă răspită. Unde mergem, bre? Mă. Da, una idee? Mergem spre Han sau pe unde? Da, mă, hai, nu, hai la Han, adevărat. De ce vrei să faci, mă, la Han? Mă, acolo vreau să-l... Mă, doamne, mi-e cam foame. Sau la poliție. Unde zici, mă? Bre, unde vrei, bre? Mă gândeam. Ia zi, facem schemă. Ia zi schemă. Mă gândeam să-l lăsăm undeva pe acolo, lăsăm vreun cuțit, un pistol sau ceva, și lăsăm acolo tot așa, și chemăm poliția și să zicem că suntem agresați de el, și după fugim. Bă, nu faceți bă de asta, nu, mă, că eu mă gândeam să-l păstrăm ca săgeata noastră, că practic a intrat în familie acum. După aia, am făcut botezul. Da, botezul e făcut. Botezul e făcut, bre, dar trebuie și scăldat. Păi îl scăldăm. Eu mă gândeam să-i găsim un polițist și să-l pune să ducă să bășească lângă el, să moră în cancer. Hai de vreo, serios. O amendă trebuie să-și ia. Măcar mă bate și ea după. A, n-are nimic, băiatul meu. Dacă mă bagă la pușcărie, brei. Doamne ajută, când scapi oricum, ești al nostru. Ești de-al nostru, vrei să te mint? Păi m-am crezut că dacă am scăpat de tanță, am scăpat de toți, dar văd că... Da, sigur, de toți ai scăpat, uite, dar ai scăpat de ori ai dat de mai mulți. Păi, aia zic. Și pe noi nu ne omori așa ușor, mă. Deci, ia ziceți, băieții mei. Unde vrem, atat? Rămânem aici la poliție? Rămânem aici. Păi nu știu, vor fi ăștia la secție. Sau merge să-i căutăm pe vrunii pe aici. Hai să-i căutăm atunci. Hai să-i căutăm. Poate mai găsim, știi cum e. Adevărat. Nu dați banii pe prostii, faceți poză la copii. Franco Coi. Da, Franco Coi. Franco Coi. Când o să ne oprim noi lângă un polițist ceva, te dai jos din mașină. Uite poliția, uite poliția. Bă, păi doar ce vrei să-i punem piedică? Pune piedică, dă-i. Hai că-i vede, hai că-i întoarce, mă. Să mă, că țipi eu după ei. Adevărat. Când te duci și dai o bășină lângă ei și te urci înapoi în mașină, da? Da, bre. I-ați dat cătușile jos, mă, sau funii, adică ce-ți l-ați legat voi acolo? I-am dat funii aia. Aha. Poliția. Trage aici, lângă ei. Vezi să nu-i lovești, să mor în cancer. Nu, bre. Hai, coi. Hai, coi. Poliția. Da. A dat-o să mor în cancer. A dat-o. Dar nu, mă scuzați, dar nu e cu noi, băiatul, la... deci chiar nu e cu noi, îmi pare rău. Jos! Jos! Era în spate, bre, la mine. Dar cine e omul ăsta? De ce n-am pomenit așa ceva? Vă deranjează? M-am stricat la stomac. Dar rău, de toate. Deci să nu trageți și mie, că nu-l cunosc. Deci fiți atent, vă stricați la stomac la jilava, vreți? Nu, mă scuzați, domnișoare. La jilava. Față la mașină în momentul ăsta. Franța, spune-le, bre, să mă lase, bre. Cine ești? Cine ești, domnule? Bre, dar ăsta facem o tură la secție. Foarte bine. Eu, deci inteligent. Deci eu vedeți? Nu-l cunosc, nu știu cine e, a urcat la noi în mașină. Ce e problema că l-a rezolvat. Da, nu da, da. Nu mă vezi de acolo de să rămâni. Să rămâna, domnule, să aveți pentru ce? Hai să vă deschid ușa. Ce la cap? Urc în dreapta. Da, da, urc, urc. Tu ești și bătrân. Hai. Vezi că e întredeschisă. L-a luat pe demnul ăsta la mine. L-a luat, bă, să mă rog cancer, i-am făcut manevre. Iau, bă, iau te-l bre pe ăsta, s-a uit acolo. Vezi, bă, că e asângerat ăla, dracu' să-l luat. Da, mă. Ce facem, bre, mai stăm pe acasă sau pe unde? Mă duc să iau coiul. Asta și să iau coiul să mă răspital. Bă, băgăm un fotbal. Cu coiul? Cu coiul să mă răspital, așa cu un fotbal. Bă, până aduceți voi coiul, așa mă duc să vorbesc un pic singură de nebună. Du-te, bre.
Hai că mă niște credit să facem pe jos, te rog. Da, 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 ia niște credit sau ceva. BCA? Păi da, mă, fraților, cam atât cu episodul ăsta. Nu uitați că se apropie ziua de vineri să mor în cancer și începem să facem live. Facem live-uri cu nebuneli, cu dalea, cu coaie, cu șus, cu jucăm fotbal, toate prostiile, să mor în spital. Lăsați și voi un comentariu, un share, un like, un subscribe, pentru că se leagă magnifică. Și să mor în spital, dar nu ne auzim mâine. Tot așa, la 9 și un sfert. Hai, vă pup!